Aflată de ceva timp în circuitul competițiilor de amatori din municipiul Baia Mare, Cupa Vital, ediția 2019 la fotbal în sală, găzduită pentru a doua oară de sala de sport din Comuna Recea, și-a respectat și în acest an blazonul. Competiția în sine a fost o reușită, ținând cont pe de o parte de numărul mare al formațiilor înscrise, 10 la număr, respectiv totalul golurilor marcate, 88, cu o medie de 3,66 per meci. La fel ca și ediția anterioară, cu excepția celor de la secția apă, finalista din acest an, toate cele trei echipe calificate în semifinale au fost aceleași. Agenția Sighet, Serviciul Tehnic, în speță agențiile Tăuții Măghereușul Meni. Paradoxal, finala ultimelor două ediții le-au adus față în față pe primele două clasate din grupa A. Iar dacă în meciul din faza grupelor, secția apă a dispus cu scorul de 2-0 de colegii din Sighet, echipa din Maramureșul Voievodal și-a adjudecat pentru a doua oară consecutiv trofeul după o finală fascinantă, decisă la loviturile de departajare, scor 6-5. Cupa Vital 2019 rămâne astfel o poveste frumoasă ce se dorește a fi continuată și în anii următori.